Rural, emisiune realizată cu sprijinul Uniunii Europene prin Directoratul General pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Rural. Avem câteva subiecte astăzi. Întâi vă prezint invitatul Gabriel Gherghescu, realizator Viața Satului. Bună seara, domnule Gherghescu. Bună seara, bună seara. O intrare destul de abruptă în subiect. Întâi să ne ocupăm de ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Bine, s-au întâmplat foarte multe în agricultură, se întâmplă chiar la această oră, dar cei de la Facultatea de Agricultură de la USAMV Cluj au lansat o platformă de informații de actualitate și consultanță gratuită, spun ei. Prezentarea a fost făcută la București de Roxana Vidican, decanul Facultății de Agricultură. Primul obiectiv, poate cel mai important și care este în mod direct adresat fermierilor, este unul de consultanță. Înțelegem prin aceasta o consultanță în domeniul managementului integrat al inputurilor agricole, care are două componente. Vorbim despre o componentă de furnizare de date și informații către fermieri și, în același timp, furnizăm soluții la problemele punctuale pe care fiecare fermier le poate adresa consultantului prin intermediul acestei rețele. Și a doua componentă în cadrul misiunii pe care ne-am propus-o cu această rețea este cea de implementare propriu-zisă a conceptului de management integrat al inputurilor printr-o serie de acțiuni, din care cele mai importante și pe care aș dori să le subliniez sunt transferarea rezultatelor cercetării de la institutele de cercetare, de la stațiunile de cercetare și de la universități către producătorii agricoli, apoi transferarea noilor tehnologii și a noilor produse elaborate de către producătorii de inputuri către fermieri. În același timp, ne propunem să facilităm cooperarea și schimbul de bune practici între participanții la rețea și, în ultimul rând, să dezvoltăm programe de instruire, inclusiv să elaborăm un cod de bune practici privind managementul integrat al inputurilor agricole. Fermierii pot de asemenea să vadă, sau cei interesați și cei care intră pe platformă, pot să vadă bursa și cotațiile principalelor produse agricole. Și, nu în ultimul rând, spuneam că oferim informare și documentare prin intermediul unor manuale, cursuri, flyere, reviste pe care le punem la dispoziția tuturor fermierilor. Sigur, aveți apoi datele de contact ale noastre, celor care am inițiat această platformă. Sigur că puteți intra în conexiune directă cu coordonatorul rețelei, cea care vă vorbește, Roxana Vidican este numele meu, de la Facultatea de Agricultură USAMV Cluj. Dar puteți de asemenea intra în legătură directă cu toți experții consultanți, cadre didactice din Facultatea de Agricultură, cu mențiunea că în Universitățile de Științe Agricole noi avem un parteneriat între universități, funcționează un consorțiu și că la solicitare vom putea acorda consultanță cu ajutorul colegilor din toate universitățile de profil din țară. Aceasta a fost prezentarea făcută de Roxana Vidican, decanul Facultății de Agricultură de la USAMV Cluj, despre platforma Agrim. E o platformă integrată, spun cei care au conceput-o, domnule Gabriel Gherghescu. Am auzit acolo că e o premieră, nu știu dacă e chiar o premieră, dar astfel de platforme încearcă să integreze agricultura împrăștiată, într-un fel. Da, cred că este o premieră, dacă judecăm după nivelul la care, nivelul participanților, nivelul de pregătire, sunt acolo, sunt cadre universitare. După părerea mea, cred că este un semnal, dacă vreți, în piață, în piața de consultanță, era nevoie de semnalul ăsta la nivelul înalt de cadre universitare. O să vedem cum funcționează, are obiective interesante, dar accesul fiind liber, oricine ar putea să pună orice fel de întrebare, să ceară consultanță pentru lucruri mărunte. Eu nu cred că toate cadrele universitare care lucrează pentru această platformă ar avea timp. Știm că oamenii au de făcut proiecte, au și alte preocupări. Probabil că va exista un filtru sau o să vedem cum o să funcționeze. Un moderator probabil al forumurilor de discuții. Dar este într-adevăr un semnal la nivel înalt. Sunt acolo oameni foarte bine pregătiți, mai ales că se conexează cu oameni din sistemul universitar, din celelalte centre universitare. Este o zonă care lipsește foarte puternic în România, zona de consultanță.
Exact. Și asta e lucru pe care vreau să-l scot în evidență. Platforme integratoare există suficiente și în agricultura românească. De această dată vine partea de consultanță pe care oamenii de obicei trebuie să o plătească. Instituțiile statului, de exemplu, nu fac consultanță, deși au existat indicații și dorințe în acest sens. Atunci, iată, specialiștii, da, în cultura plantelor, în pomicultură, în orice, în zootehnie, dacă vor avea timpul necesar sau dacă se vor contura niște curente, vor putea să discute acest lucru. Probabil că a venit vremea să plătim pentru consultanță. Chiar și pentru consultanța de felul ăsta pe această platformă pe Agrim, la nivel universitar, se pare că în România ce este gratuit nu are rezultate foarte bune și atunci a venit vremea ca pentru o consultanță de un anumit nivel să plătească cel care o solicită. O să vedem care o să fie cuantumul, dar cred că așa este corect și așa este normal. E un lucru de ținut minte, nimic nu e de calitate dacă nu și plătești pentru acel lucru. Da, sfaturile vor veni chiar de la specialiști. Vă propun, domnule Gabriel Gherghescu, o scurtă incursiune pe la Bruxelles. Consiliul pe Agricultură, astăzi la Bruxelles, se dezbate reforma politicilor agricole comune după 2020, când se încheie actualul ciclu. Au fost făcute câteva propuneri din partea președinției malteze. Mihaela Gherghișan, corespondentul RFI la Bruxelles, știe despre ce este vorba. Bună seara, Mihaela! Bună seara! Într-adevăr, acum 10 minute s-a terminat Consiliul Miniștrilor Agriculturii de la Bruxelles, care au dezbătut, într-adevăr, cum va arăta sau cum ar trebui să arate politica agricolă comună după 2020. Se pare că majoritatea delegațiilor au vorbit în favoarea unui mai mare buget alocat dezvoltării rurale, pe când alții s-au îngrijorat de faptul că subvențiile directe ar putea să scadă pentru fermieri și vor scădea, asta este sigur, pentru fermieri europeni, mai ales după Brexit, dar și pentru că aceasta este tendința pentru moment, ca acest suport să scadă, pentru că așa cere Uniunea Europeană, Organizația Mondială a Comerțului. În totul, sunt 6 propuneri puse pe masă astăzi de președinția malteză a Uniunii Europene, printre care o mai bună apărare a fermierilor împotriva tuturor dezastrelor naturale sau a evenimentelor neprevăzute care pot apărea și pot perturba piața, cum ar fi anumite fonduri de criză sau o mai bună gestiune a acestor crize care apar. Apoi s-a vorbit și despre o altă propunere a președinției, este să se facă mai multe eforturi pentru apărarea mediului înconjurător în timpul activităților agricole, despre, într-adevăr, întărirea dezvoltării rurale, dar și a repopularizării satelor, pentru că știm că există și aici o adevărată problemă în majoritatea statelor membre. Se cere de altfel și o reînnoire a generației de fermieri, știindu-se că pentru moment populația de fermieri a Uniunii Europene este îmbătrânită, ea are o medie situată undeva la 55 de ani. Se cere și o orientare mai bună a producției către piață. Știm că pentru moment, cum vorbeam săptămâna trecută, fermierii produc mai mult pentru subvențiile de la Bruxelles decât pentru piață. Și în fine, nu în ultimul rând, să spunem așa, se cere și o întărire a poziției fermierilor în lanțul de aprovizionare, o întărire a pozițiilor de negociere atunci când își negociază prețul la produse. Mihaela, să spunem că acestea deocamdată sunt propuneri, așa cum mi-ai spus și tu. Ele, sigur, vor fi în discuție. Fiecare țară care va deține președinția Consiliului Uniunii Europene poate că va veni cu o poziție de-a lungul timpului pentru noua politică agricolă comună, cea după 2020. Da, probabil că da. În orice caz, aceste idei se află acum în consultare publică, după cum tocmai a anunțat Comisarul European al Agriculturii, Phil Hogan, o consultare publică care va dura câteva luni, poate chiar un an, și după aia se va trece din încetul cu încetul la reformarea politicii agricole comune, care, vezi, tocmai a fost reformată, nu-i așa, în 2014, dar timpul trece repede și ea va expira deja în orizontul 2020. Până atunci trebuie adunate multe idei, dar nu se știe ce se va mai întâmpla până atunci, pentru că vedem că există foarte multe necunoscute în acest domeniu. Nu știm cât va mai dura embargoul rusesc, nu știm dacă se vor mai găsi piețe de desfacere și cum va putea până la urmă Uniunea Europeană să gestioneze crizele interne, cum ar fi criza laptelui. Asta era și întrebarea. Dincolo de aceste propuneri puse în dezbatere publică, soluții la actualele crize, discutăm de ce va fi după 2020, dar până atunci mai sunt mulți pași. Până atunci avem câte o sinucidere pe săptămână în Franța. În rândul fermierilor, pentru da, din păcate. Pentru care nu s-a găsit o posibilitate de rezolvare la Bruxelles și care se lasă la nivel național.
avem probleme foarte mari în Spania, dar și în nordul Europei, avem un Brexit care nu știm în ce condiții se va desfășura și cine va câștiga sau cine va pierde cel mai mult din aceste negocieri. Foarte, foarte multe necunoscute și un sector agricol care se află într-o criză fără precedent în acest moment, o criză de care uneori politicienii avem impresia că nici nu-și dau seama. Am înțeles, mulțumesc că a fost de la Bruxelles Mihaela Gherghișan, corespondentul RFI. Domnule Gabriel Gherghescu, avem aceste 6 propuneri, sigur, fiecare țară care deține președinția Consiliului Europei are propriile linii de acțiune sau interese, să spunem, da, apărarea mediului. România e pe acest parcurs, da, trebuie să participe și ea la schimbarea politicii agricole. De acord, o să vedem care sunt propunerile și din partea României. Am reținut dintre propuneri dezvoltarea rurală, dacă se pune accent mai mult, accent financiar mai mult pe dezvoltarea rurală, pentru noi ar fi bine, asta ne avantajează. Legat de subvenții, așa cum spunea și Mihaela, ele se vor reduce. De anul trecut, cred de la începutul anului trecut, au fost discuții în piață despre reducerea subvențiilor pentru agricultură. Chiar dacă vorbesc mult, îmi permiteți doar o precizare aici. L-aș cita pe comisarul european pentru buget, domnul Oettinger. În privința politicii agricole a Uniunii Europene, trebuie să vorbim de o realiniere și de reduceri pentru anumite programe, pentru că ne așteaptă noi provocări. De aici cred că pleacă o discuție foarte amplă. Subvențiile vor fi reduse, da? Uniunea va avea mai puțin bani și atunci mai puțin bani pe agricultură. Este bugetul cel mai mare, este bugetul Uniunii alocat pentru agricultură. Sunt multe semne de întrebare. Atâta vreme cât Anglia a fost, sau mă rog, încă mai este efectiv parte din Uniunea Europeană, a fost cea care s-a opus creșterii bugetului, chiar a cerut reducerea subvențiilor pentru agricultură. După război, imediat Anglia și-a creat o agricultură foarte performantă și practic nu beneficia foarte mult partea de subvenții de plăți directe în agricultură. Și prin ieșirea Marii Britanii, sigur, se va reașeza acest buget, mai ales că și ce alte țări cer reducerea acestui buget pentru agricultură, în special pentru plățile directe. Problemele sunt în continuare, spunea colega noastră, că se dorește întărirea în continuare a poziției fermierilor pe piață. Eu știu de asta de ani și ani de zile. N-a reușit nimeni să o rezolve până acum. Toată lumea dorește întărirea poziției fermierilor în viitoarele negocieri cu partenerii din piață, dar nu, cel puțin eu nu știu până acum să se fi rezolvat într-un fel. Sunt o groază de, au fost făcute cel puțin pentru piața laptelui, foarte multe directive și în politica agricolă comună actuală și în cele de dinainte, dar ele au rămas pur și simplu pe hârtie, nu s-au concretizat, poziția fermierilor nu este mai puternică decât în urmă cu ceva ani. Ca dovadă și veniturile lor, am o informație în minte recentă dată de colegul nostru Vasile Damian, care a fost la Salonul Internațional al Agriculturii. Foarte mulți fermieri francezi trăiesc cu 350 de euro pe lună. Bine, mai au ceva pentru autoconsum. Dacă ai spune lucrul ăsta fără să-l știi de la sursă, ai spune că nu există. Da? Pare foarte puțin și pentru România 350 de euro nu e chiar un salar cu care să te lauzi. Și e o agricultură a Franței. Este o agricultură puternic subvenționată. Și discutăm de Franța este un beneficiar net al subvențiilor. Eu mă întreb cum oare se mai poate explica filozofia subvenției. Subvenția în agricultură a fost creată ca o completare de venit pentru fermier, pentru a-l pune pe o poziție egală cu celelalte clase sociale. Înseamnă că există un venit, dacă venim să completăm cu ceva bani acel venit. În România, mă refer la România, probabil că și în celelalte țări, în Portugalia sau Spania problemele sunt la fel de mari, dar mă refer la România. Repet, subvenția este o completare de venit pentru fermierul român. Constatăm că fermierul român trăiește cu ajutorul subvenției. Dacă n-ar avea subvenția, mulți ar intra în faliment. Și atunci ne întrebăm unde este venitul ca să poată fi completat de această subvenție. De ce nu au fermieri un venit în România suficient ca să poată derula activitățile? Vorbim de marea majoritate a fermierilor, de marea majoritate. Nu de vârful. Nu, care vârfurile de agroindustrie se descurcă, știu deja, nu, acolo nu este o problemă. Vorbim de acea clasă de mijloc pe care toată lumea... Pe care nu avem, domnule Gherghescu, nu avem agricultura. Fără niște decizii, indiferent de guvern, de coloratura politică, fără niște decizii foarte clare, nici nu cred că se va forma această clasă politică. Prin decizii foarte clare înțeleg sprijinirea agricultorului din România aproape la limita legalității. Cu tot ce poate statul ar trebui să-l sprijine. Pentru că suntem efectiv într-un război
dacă vreți, nedeclarat, dar îl vedem în fiecare zi în fața raftului. Vedem în fiecare zi ce se întâmplă pe piață. Sunt foarte multe influențe care fac politica agricolă să fie schimbată rapid. Iată embargoul impus de Rusia. Nu știm cât va mai dura. Atunci ce se va întâmpla cu producția din celelalte țări? Deja noi suntem sufocați de, să le spunem între ghilimele, așa este, importuri din Polonia și din alte țări. Au existat măsuri paliative, da? Plată pentru stocarea produselor alimentare în domeniul laptelui, al brânzeturilor, al untului, al merelor. Au fost câteva țări care au primit mai mulți bani din aceste sume și tot nu s-au rezolvat problemele. Sunt paliative, spuneam. Da, pentru noi nu sunt măsuri cu profunzime, pentru că noi nu avem infrastructura creată. Degeaba primesc niște bani ca să depozitez undeva dacă eu nu am infrastructura creată cu acele depozite, iarăși despre care o serie de politicieni și de guverne au discutat în România, dar nu le-am văzut până acum. Au venit străinii din afara Uniunii Europene care au construit de la zero depozitele lor pentru businessul lor în România. Deci ar putea să fie acțiuni de sprijin financiare din partea Uniunii Europene pentru agricultorii din România, dar neexistând o infrastructură, banii aceia nu vor servi la nimic. Spun ceea ce spunea și dumneavoastră. Agricultura europeană sprijin de la Uniunea Europeană, dar în primul rând statul român trebuie să se preocupe de proprii lui fermieri, da? Să le stabilească o direcție și să-i ajute, așa cum spuneți dumneavoastră, până la limita legii. Asta înseamnă o strategie. Strategie există cel puțin de ani de zile, de cât știu eu. Da, ele există începând de la fiecare guvern și a făcut o strategie, Cotroceniu a avut și el. Și se schimbă de la guvern la guvern, asta e problema. Nici măcar nu le vedem puse în practică, sunt așa de după alegere. Acum există aceste proiecte pe care ministrul Daia le pune în practică, o să vedem cât sunt ele de sustenabile. Teoretic ele ar putea să miște ceva într-un domeniu, dar e nevoie de mult mai mult sprijin. Observăm țări care găsesc portițe în a sprijini fermierii. Nu știu cât sunt de legale sau nu știu cât sunt atacate sau nu de Comisia de la Bruxelles, dar trebuie făcut ceva, că altfel nu se mai poate. Măcar să rezolvi ceva și după aia te lași ataca de la Bruxelles, dar sigur, să rezolvi o problemă. Sigur că da, trebuie abordat. Ajungem și la acest subiect ăsta de în da. Continuare, vorbeam de subvențiile europene care, din nefericire pentru marea majoritate a fermierilor români, reprezintă singura sursă de venit. Da? L-ați avut în emisiune pe directorul APIA, domnul Adrian Pinta, ați discutat despre ceea ce s-a întâmplat, au început plățile la subvenție, există declarații optimiste privind de un termen rezonabil de plată la acestora. E vreo idee principală din ce ați discutat cu directorul APIA despre ce se întâmplă în perioada următoare? Nu datele clare, care pot fi găsite și pe site-ul. Da, deja au apărut imediat după emisiunea Piața Satului de ieri, deja au apărut în mediile online, în comunicatele oficiale ale agenției. Am reținut un singur lucru. Cel puțin din vizitele ministrului pe care le face neanunțat în toată țara la centrele APIA, am reținut că există un program în timp, cu pași clari, pe care încearcă să-l respecte. Dacă ar reuși să respecte acest program, tot ar fi un câștig, pentru că fermierii ar vedea, dacă vreți, un pic de seriozitate în sensul cadențării plăților. Mecanismul a fost pus la punct și el funcționează într-o cadență acum, ar trebui să funcționeze într-o cadență, a fost pus la punct anul trecut de guvernul trecut, care a așezat toate mecanismele și acum se pot face într-adevăr plățile. Dacă ar fi făcute plățile la timp și ar fi respectat acest program, ar fi un câștig pentru agenție și pentru fermieri. Să menționăm încă o dată că există promisiune, începe plata ajutorului național tranzitoriu, care e din fonduri de la buget, undeva în jurul datei de 10 martie, primele plăți, ceea ce înseamnă 15 martie bani în cont. Domnule Gabriel Gherghescu, cine vrea să știe mai multe despre APIA, sigur găsește în online toate datele toate exacte, nu le spunem că nu le reține nimeni. Aș vrea să abordăm foarte pe scurt un subiect pe care l-am discutat în emisiune, l-a abordat toată presa românească, așa zisa calitate dublă a alimentelor vândute în vestul Europei și în estul Europei, a alimentelor și produselor agricole. Există o declarație publică a grupului de la Visegrad, Cehia, Ungaria, Slovacia, Polonia, dacă vor cere Comisiei Europene instrumente ca să împiedice astfel de practici comerciale. Ministrul Daia a spus că se va face o comisie și în România. Iată, mai nou a venit și Bulgaria prin vocea ministrului Agriculturii. Am dezbătut această problemă alături de Dorin Cojocaru de la April. Domnia sa mi-a explicat că e greu să cuantifici gusturile
Sigur, și dumneavoastră în emisiunile pe care le faceți vă ocupați de ceea ce se întâmplă. Eu știu un lucru, ceea ce se produce în România respectă standardele europene. Nu știu dacă e mai bun sau nu. Toate produsele și oamenii specializați în domeniu au vorbit și aici la RFI și la alte emisiuni prin declarațiile pe care le-au făcut. Toate respectă standardele. Nu cred că pe piață în România există vreun produs care să nu respecte standardele. Vorbim de produsele care vin din alte țări. Eu până acum n-am văzut ceva analize, să spunem. Adică, din punct de vedere al gustului, aici este de discutat. Două foi, da? Nu una să exact. Fie un aliment, o brânză din Franța, aceeași brânză vândută în România, dar eventual de o altă calitate. Nu există astfel de analize comparative. Eu sper ca cei care au pornit această discuție, care ar putea să aibă niște baze reale, dacă țineți minte, acum câțiva ani de zile, 10-15 ani de zile, se discuta despre automobilele care se construiesc, că unele sunt pentru Est și unele pentru Vestul Europei. Ele îndeplinind la fel standardele din România, standardele cerute. Da, acum avem standarde comune, fiind în spațiul comunitar, nu mai există un standard pentru România, tot Euro NCAP trebuie să treacă testele. Sigur, respective. Sigur că da. Cred că și la alimente e la fel. Eu cred că există un motiv, există un rost și cred că este bine că s-a pornit această discuție, pentru că tot discutăm de Europa cu două viteze, de agricultura din România cu două viteze și așa mai departe. Declarațiile oficiale din ultimele săptămâni au arătat că Europa acum recunoaște de fapt că există, în Europa există două categorii, Europa de Vest și Europa de Est, cu țările din Europa de Est. Avem oficial, dacă vreți, avem o Europa cu două viteze. Noi știm că avem o agricultură la noi în țară cu două viteze și la fel este sub agricultura din vest. Dar acum, declarațiile fiind făcute și recunoscând acest fapt, cred că este bine că s-a pornit și această discuție, care poate va lămuri și va spune că, într-adevăr, produsele care sunt în vest se regăsesc și în est. Aici nu discutăm de prețuri, vorbim mai de calitatea lor. Sau o să avem surprize și o să constatăm că estul Europei este tratat poate altfel decât vestul. Situația, să acceptăm eventual această situație care, iată, vine, cum spuneți dumneavoastră, pe fondul discuțiilor despre viitorul Europei în sine, da? Agricultura europeană fiind parte, industria alimentară fiind parte a acestui... Suntem la 10 ani de Uniune Europeană. Poate că ne va lămuri acest studiu, sau cum s-o numi el în discuția cu Comisia Europeană, dacă după 10 ani de Uniune Europeană suntem priviți la fel cei din Est ca cei din Vest și avem aceleași produse din punct de vedere calitativ. Domnule Gherghescu, vorbim de 10 ani de Uniune Europeană, vorbim de Comisia Europeană. Aș vrea să menționez încă o dată, una din propunerile Maltei e întărirea poziției fermierilor în cadrul negocierii. Ok, fermierii trebuie să aibă mai multă putere de negociere, ceea ce înseamnă să câștige mai bine. Supermarketurile au deja propria lor putere. Entitățile statale au propria lor putere. România a fost oarecum nu penalizată. I s-a atras atenția că greșește în privința legii 321 de comercializare. Sunt discuții, sunt poziții pro și contra. Prea puțin discutăm, domnule Gherghescu, de noi. De noi, cei care mâncăm ceea ce se vinde, consumatorul final, da? Unde suntem noi în această poveste care e atât de frumos îmbrăcată încât uităm că, de fapt, noi plătim în final. Asta am observat în ultima vreme, în toate discuțiile oficiale, ale oficialelor din agricultură și ale fermierilor. Fiecare vrea să câștige, fermierul dorește să câștige mai mult, comerciantul la fel, toate se opresc, toate aceste declarații, discuții, seminarii se opresc la raft. La raft produsele lor se întâlnesc cu buzunarul meu. Dacă eu nu o să am putere să le cumpăr, ei pot construi sau pot fabrica cea mai bună marfă din lume, pentru că eu nu voi avea putere să o cumpăr. Nimeni nu bagă în ecuație consumatorul din punct de vedere al celor care produc și care vând, incluzând de la fermieri și până la supermarketuri, forma lor de pe care și-o aleg să vândă marfa, consumatorul este lăsat deoparte. Știu că există câteva organizații și la nivel european și în România de asociații ale consumatorilor, dar nu le-am auzit vocal, nu le-am auzit intervenind în discuție. Sincer, nu neapărat că am o teamă, dar toate aceste cerințe de creștere ale prețurilor, de peste tot pe acest lanț până la consumator, e posibil să ducă la nu neapărat la o blocare, dar nu voi mai putea alege produsele românești cât mi-aș dori eu să le aleg. S-ar putea să fie mai scumpe și atunci e adevărat că oamenii trebuie să mănânce, trebuie să se hrănească, dar îi vom împinge pe consumatori
cerând prețuri pe filiere din ce în ce mai mari, vom împinge către produsele ieftine. Ne întoarcem imediat la această posibilitate nedorită, dar ea există ca posibilitate, spuneați, de încurajarea produsului național. Într-o discuție anterioară a emisiunii, acum câteva minute, spuneați și mi-amintesc și eu, în supermarketurile, de exemplu, din Anglia, da, există panouri, scrie sprijinim fermierul britanic sau sprijiniți fermierul britanic, ceea ce e un îndemn clar către a cumpăra produse autohtone, da, care au fost, vin fie din Anglia, fie din Galia, fie din Scoția, da, deci de acolo, de pe teritoriul lor național. Au mers chiar și mai departe. Eu am văzut panouri pe care scria cam așa: din prețul unui litru de lapte, 0,05 cenți, așa, se duc la fermierii noștri, crescători de vaci pentru lapte. Adică era foarte clar și spunea foarte clar, banii puteau fi urmăriți și, într-adevăr, din o parte din banii plătiți pe un litru de lapte se duceau la fermieri. Asta înseamnă o acțiune nu a unui magazin, asta înseamnă o acțiune a unui consorțiu, a unui, sau poate este poate chiar a industriei, poate este chiar sprijinită de guvern. Adică avem și noi în România, am văzut în câteva magazine, câteva asociații care îndeamnă, care și-au creat diverse spații, diverse colțuri de produse românești, dar astea sunt acțiuni, sunt picături într-un ocean. Sunt singulare, trebuie acțiuni într-adevăr sprijinite de stat. Vă spuneam și repet, practic suntem într-un război comercial. Mărfurile sunt de peste toți. Dacă noi nu-i sprijinim prin deciziile guvernului și prin alte decizii pe fermierii noștri, noi consumatorii trebuie să ne gândim puțin, cred eu, la raft. Sigur că nu o să ai bani să cumperi produsele românești care, din cauza subvențiilor și din alte cauze, ele sunt un pic mai scumpe decât celelalte, dar în felul ăsta îi poți sprijini pe ai tăi dacă cumperi un produs românesc. Poate că din 3 produse ar fi cazul să începem să ne gândim ca măcar unul pe care îl cumpărăm să fie românesc. Ne întoarcem la dilema pe care începeați să o ridicați dumneavoastră. Sprijinim fermierul român, îi se oferă prețuri ceva mai bune la achiziții, da, și industriei prelucrătoare, ceea ce duce la un produs de bună calitate, dar mai scump la raft. Mă întorc, ajung din nou la consumatori. În mintea mea de consumator, da, de om care are banii numărați în buzunar, se dă această luptă. Sprijin fermierul român plătind 4,60 lei pe un litru de lapte sau cumpăr lapte adus din Ungaria cu 3 lei litru? E o dilemă. Sigur, e o alegere care până la urmă se rezumă la buzunar și la nevoia fiecăruia. Și pe care mulți n-o fac. Pe care n-o fac, dar eu am observat că sunt totuși produse accesibile românești pe care putea să le cumperi, sprijinind producătorul, nu mă refer numai la produsele agricole, în general produsele care sunt făcute în România, pentru că aici rămân bani, aici sunt locurile de muncă. Acum mai mult de 10 ani, aproape 15 ani de zile, am văzut câteva clipuri de educare, dacă vreți, a consumatorului, extrem, extrem de agresive. Spre exemplu, în Australia, ca să-l îndemne pe consumatorul din Australia să cumpere produse făcute acolo, clipul spunea cam așa: dacă vrei ca tatăl tău să aibă un loc de muncă, cumpără produsele din făcute în Australia. Adică extrem de agresive. M-am uitat la televiziunile din Spania, Portugalia, Polonia, aproape toate țările au programe guvernamentale. Țări comunitare, să precizez, Australia e departe, dar aceste trei enumerate sunt din comunitatea europeană. Exact, și au programe sprijinite de guvern extrem și emisiuni extrem de, dacă vreți, aproape agresive, fabricat în Portugalia, fabricat în Spania. Generic, cam asta este denumirea programelor de felul ăsta și sunt sprijinite de guvern, tocmai în a spune și a explica ce înseamnă să alegi un, dacă poți, să alegi un produs făcut în țara respectivă. Domnule Gherghescu, sigur, astfel de campanii ar putea fi derulate și în România. Ele au beneficii implicite și pe termen lung. Da, cum spuneați dumneavoastră, păstrarea locurilor de muncă, omul acela și firma plătesc cât un impozit, da, pe salar, iar omul, evident, își va cheltui în cea mai mare parte banii în România, pe produse românești sau nu, dar se rostogolește, de fapt, acest val de beneficii. Am senzația că am mai vorbit despre acest subiect, chiar cu dumneavoastră, am mai vorbit și cu alții. Că vorbim ca să vorbim, pentru că dincolo de inițiativele oarecum singulare de care vorbeați, un sprijin puternic, da, și persistent din partea statului, încă nu l-am simțit. A existat un program în 2000 fabricat în România, a dispărut programul ăla, era o idee bună, dar au trecut 17 ani de atunci și n-a mai apărut ceva în schimb. Uitați-vă așa cum la legea 321, așa numită legea 321 a supermarketurilor. Ea a venit
ca să rezolve eventual, sau nu știu cum să spun, să pună o batistă pe țambal, pe foarte, foarte multe greșeli făcute de absolut toate guvernările din urmă cu aproape 20 de ani. Accesul supermarketelor în zone centrale. Așa, da. Sprijinul din ce în ce mai subțire pentru fermierii noștri. Ghiduri și alte acte care sunt extrem de stufoase. Inclusiv și condiții de greu de respectat. Un comerciant român plătește toate taxele și impozitele aici. Un lanț venit din afară are mijloace financiare legale de a-și repatria profitul la el în țară, da? Plătește mai puțin impozit aici, îi rămân bani de dezvoltare, nu? De negociere la urma urmei. Și ai noștri încă nu au puterea, dacă nu le-o dă asocierea. Și asocierea, iarăși, au trecut atâția ani de zile, au tot discutat în Parlament despre legea cooperativelor, despre legea camerelor agricole. Spunea colega noastră mai devreme de la Bruxelles despre propunerea de a asigura, de creșterea siguranței fermierilor împotriva diverselor calamități sau fluctuații puternice ale pieței. Iată fondul mutual, discutăm de fondul mutual dinainte sau imediat după ce Dacian Cioloș a ajuns comisar european. Explicații și așa mai departe. Nu există în România, încă nu este făcut. După părerea mea, așa cum nu se înțeleg asociațiile mari din România, nici nu o să fie făcut. Și atunci, dacă noi nu creăm infrastructură financiară, infrastructură fizică prin depozite și așa mai departe, nu avem pe ce pune, orice fel de ajutor ar veni. Vor rămâne niște chestii pur punctuale. Domnule Gherghescu, sigur, nu rezolvăm noi aici problemele agriculturii, putem doar să scoatem în evidență câteva. Noastră, ca un om foarte ordonat, a scris foarte multe acolo. Din păcate, timpul nu o să ne permită să le abordăm pe toate. Vreau să mă refer puțin la școală, dacă... Ajungem exact la ultimul subiect, de aceea vă propuneam să încheiem cu el. Avem o agricultură, vorbeam de necesitatea de a întineri satele, ceea ce înseamnă să ai forță de muncă tânără și proaspătă în agricultură. De multe ori aceasta poate părea și este necalificată pentru că învățământul în domeniu suferă la noi. Da? Noi nu avem școli profesionale suficiente, nu avem programe de educație agricolă. Tinerii nu mai au o meserie. Aduceți-vă aminte, acum ani de zile existau nu neapărat liceele agricole, dacă vreți să nu le denumim așa, ca liceu agricol. Poate 4 ani de zile ar fi mult să stea să învețe într-un liceu agricol. Dar din 240 ceva de licee agricole, nu știu dacă mai sunt 45 sau 48 în toată țara, dar existau școlile profesionale unde copiii de acolo ieșeau cu o meserie, că nu toată lumea vrea să se ducă mediul universitar sau nu toată lumea vrea să se ducă la oraș. Oamenii, în general, grija unui părinte, în principal pentru copilul lui, este să aibă o meserie. El ieșea un bun tractorist, un bun mecanic de utilaje agricole. Mai ales da? Acum când oamenii caută, sunt firme care au venit cu utilaje extrem de performante și de scumpe și caută oameni pregătiți. Numai două exemple. Din 1954, în Anglia, există în clasa 5-a cursuri de negociere. Îl învață pe copilul ăla ce înseamnă piața. În Belgia, în urmă cu 20 de ani, aveau mari probleme în agricultură. Au investit enorm în învățământul agricol și acum agricultura Belgiei merge destul de bine, pentru că după 20 de ani au ieșit niște generații de elevi, de oameni care au studiat practica din agricultură. Știu cu ce se mănâncă agricultura pe românește, da? La noi, spuneați dumneavoastră, după ce că au dispărut o bună parte din aceste școli, că erau licee, că erau școli profesionale, încă e privit, din păcate, cu ironie, da? Faptul că urmez cursul în astfel de școli, deși e nevoie de specialiști în acest domeniu, oameni care să știe ce șurub trebuie strâns la tractorul respectiv. Da, dar altfel nu vom putea întineri. Gândiți-vă acum, dacă ați fi pus în situația de a alege să vă duce sau să stați la țară și să vă ocupați de agricultură. Tinerii, nu pot să spui că este o fericire să stai la, cum se spune la noi, la coada văcii, din păcate. Și te-ai dus într-un sat și ce faci în satul ăla? Că trebuie să te însori, trebuie să-ți faci copii, ai o familie, poate ce faci în weekend? Dacă nu se îmbină și cu dezvoltarea rurală. Să sperăm că în viitoarea politică agricolă comună vor fi alocați mai mulți bani pentru dezvoltarea satelor. Că altfel niciun tânăr nu o să stea. Ei vor fi banii, sigur vor fi alocați, mai puțin poate decât în actualul exercițiu bugetar, pentru că apar constrângerile legate de Brexit, da? Plecarea Marii Britanii lasă Uniunea Europeană fără fonduri importante. Domnule Gabriel Gherghescu, nu vreau să încheiem discuția într-un ton prea pesimist, pentru că, ca întotdeauna, nevoile se dovedesc mai mari decât, n-aș spune, decât promisiunile, decât realizările.
De ce avem nevoie în agricultura românească? Pentru că și agricultura românească are nevoie de întinerire, profesionalizare, de consultanță în primul rând. Astăzi am văzut un articol care avea următorul titlu: Întoarcerea acasă este o capcană, rămâneți acolo unde sunteți, spunea un tânăr care s-a întors în România și a investit în agricultură. Pentru că această consultanță la... Nu contează nivelul ei, la ce nivel este ea făcută, nu există într-o formă organizată, există câteva firme și așa mai departe, tinerii care vin au nevoie să fie sfătuiți, să fie învățați, să fie îndrumați într-o formă organizată, iar dacă nu se va pune pe picioare această consultanță, dacă vezi la nivel național, nu cred că se va face foarte multă treabă. Am înțeles, poate chiar... platforma de care vorbeam la început, Agrimul, da, care oferă consultanță din partea specialiștilor în domeniu, nu neapărat a unui trader sau unei firme de inputuri, ar putea să mai urnească. Camerele puțin. Agricole au un obiectul de activitate, dar iată că care nu camere, avem camere, care agricole, camere agricole, avem ceva așa care se cheamă camera agricolă, dar ea nu funcționează cum ar trebui să funcționeze. Să sperăm că se va schimba ceva. Domnule Gabriel Gherghescu, vă mulțumesc. Cu mare drag. Vă doresc o seară bună în continuare. Spre final de emisiune să ne ocupăm de Jurnalul Rural. Rentierii agricoli trebuie să-și vizeze carnetele până la 31 august, anunță Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Aceștia trebuie să se prezinte în zilele lucrătoare, personal ori prin reprezentant, la oricare centru județean al APIA, respectiv al municipiului București, pentru obținerea vizei aferente anului 2016. Odată cu prezentarea la centrul APIA, nu uitați că trebuie să aveți contractul de arendare, un extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la orice bancă de pe teritoriul României, în lei, dar și actele de identitate. În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului. Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală până la data de 30 noiembrie anului următor, celui pentru care aceasta este datorată, prin mandat poștal sau virament bancar. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În acest caz, moștenitorii pot încasa renta pentru 2015 doar dacă prezintă actul de succesiune. Fermierii ar putea beneficia de garanții de stat de până la 80% pentru cumpărarea de terenuri, dar și de dobânzi și comisioane de garantare reduse. Anunțul vine dinspre Ministerul Agriculturii, după ce ministrul Petre Daia s-a întâlnit cu reprezentanții ai băncilor comerciale pentru găsirea celor mai bune soluții care să contribuie la finanțarea și dezvoltarea agriculturii în perioada următoare. Ministrul a venit cu un proiect legislativ aflat în dezbatere publică, care ar trebui să-i ajute pe fermieri în relația cu băncile, cu scopul achiziției de terenuri agricole, precum și dezvoltării afacerilor în domeniul producției vegetale, zootehnice și acvaculturii, creșterea producției destinate pieței interne și externe și a calității. Astfel, pentru cumpărarea de terenuri, se acordă garanții de stat de până la 80% din valoarea creditului, iar diferența se asigură cu terenul cumpărat, în timp ce garantarea creditelor acordate beneficiarilor de către instituțiile finanțatoare pentru investiții specifice în agricultură se poate face până la o valoare de până la 3 milioane de euro. De asemenea, pentru achiziția de teren se vor acorda credite în funcție de condițiile băncilor, pe o durată de 10 sau 15 ani, iar dobânda de creditare pentru fermieri va fi de 2% peste robor, în timp ce comisionul FGCR va fi redus de la 3,8% la 2%. Nu în ultimul rând, creditul din capitalul de lucru devine credit cu accesibilitate garantată de 80% de către stat și de un procent de 20% alte garanții în condițiile băncii. Pe 10 martie, APIA începe plățile și pentru crescătorii de animale, iar primele plăți se fac pentru Ajutorul Național Tranzitoriu, bani ce sunt asigurați din bugetul de stat. Ministrul Daia a anunțat și câteva valori ale acestui ajutor de stat, între care cel pentru cota de lapte, care este de 19,2 euro pe tona de lapte livrat, pentru bovine de 92,45 euro de animal, iar pentru ovine și caprinese, câte 5,59 euro pe cap de animal pe an. Ministrul Agriculturii speră că plățile vor fi terminate până la sfârșitul acestei luni. Plățile schemelor de ajutoare naționale, tranzitorii și sprijin cuplat în sectorul zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4537 de lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană la 30 septembrie 2016.
Fermierii care primesc cei mai mulți bani sunt cei cu vaci de lapte, pentru că acestora li se cuvin subvenții atât pentru cota de lapte livrat, cât și pentru animal în sine. Subvenția la motorină ar urma să fie acordată în baza unei cereri pe care fermierii o vor depune lunar la APIA. Este o schimbare importantă față de sistemul ce funcționează în prezent și în care producătorilor agricoli li se cere să depună solicitarea la APIA doar o dată la 3 luni, adică pentru fiecare trimestru al anului. Modificarea care îi va pune pe drum pe fermieri este încă în dezbatere publică și se pare a fost propusă fără ca agricultorii beneficiarii acestui ajutor de stat să fie consultați în această chestiune, după cum susțin asociațiile din domeniu. Într-un document aflat pe site-ul Ministerului Agriculturii, scrie că, citez, beneficiarii depun cererile de plată lunar în termen de 15 zile ale lunii următoare, lunii pentru care solicită rambursarea, însoțită de o situație centralizatoare a cantităților de motorină utilizate în luna respectivă. Am încheiat citatul. De asemenea, va fi nevoie de copii ale documentelor fiscale de vânzare a motorinei emise de vânzători pe numele beneficiarilor. Documentul propus să intre în vigoare de la 1 aprilie prevede și procedura prin care cererile vor fi centralizate și va fi efectuată plata către fermieri. Banii vor ajunge la beneficiari tot prin virament la nivelul centralelor județene, iar introducerea cererilor lunare ar lăsa loc unui flux mai rapid al sumelor. Mulțumim lui Valentin Panduru pentru Jurnalul Rural. Să punem punct acestei emisiuni, vă reamintesc că invitatul nostru a fost Gabriel Gherghescu, realizator Viața Satului TVR, iar de la Bruxelles, Mihaela Gherghișan, despre propunerile celor din Malta de schimbarea politicii agricole comune. Continuăm subiectul și săptămâna viitoare, evident, cu alte elemente. Pe curând! Rural, emisiune realizată cu sprijinul Uniunii Europene prin Directoratul General pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.